oameni al lui Dumnezeu, oameni ai dragostei, biserica dragostei, fie numele Domnului binecuvântat. Amin. Și mă rog ca dragostea lui Dumnezeu să se reverse din plin peste fiecare dintre noi. Amin? Amin. Învățăm astăzi despre dragoste. Un lucru extraordinar. Poate dacă te uiți la general zici că știi despre dragoste, ai auzit multe predici despre dragoste. Dar dragilor, dragii mei, trebuie să învățăm tot mai mult să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. Amin? Această biserică, această biserică are un nume măreț, nu știu cât de mult știm să apreciem și cred că tot mai mult îl apreciem. Domnul ne-a chemat la o dragoste deosebită și avem o viziune, cu toții o știm. Apoi suntem oameni ai credinței de-a lungul celor 24 de ani, aproape 25, s-a dovedit că suntem oameni ai credinței. Și apoi mai departe, dragilor, avem o dragoste, o dragoste care ne-a dat-o Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Aici este o oază a dragostei. Poți să spui amin? Ce înseamnă aceasta? Aici este un loc în care vin oamenii din lumea aceasta atacați cu tot felul de probleme, atacați cu tot felul de situații, dar vin aici. Pentru că știu că aici este o oază a dragostei lui Dumnezeu. O oază în pustie aduce alinare, aduce pace, aduce binecuvântare. O oază la Biserica Agape aduce încurajare, binecuvântare și aduce pace. Oaza dragostei, să zicem cu toții, oaza dragostei. Și te rog să te simți primit în această oază dragostei. Din deșertul lumii acesteia, din problemele cu care te confrunți, Dumnezeu te-a adus aici. Dumnezeu te-a adus aici ca să-ți arate dragostea Lui. De aceea, iubiții mei, frați și surori, iubită Biserica Agape, suntem chemați. Vă spunem un bun venit în această oază a dragostei fiecăruia care intră aici și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să facem lucrul acesta. Nu numai să denumim Biserica Agape, dar să facem lucrul acesta. Amin? Vă rog să aveți răbdare cu mine și dragoste, eu vă iubesc foarte mult, dar mie îmi place când predic, predic rar. Îmi place când predic să mă ascultați. De ce? Pentru că nu predic de la mine, nu vreau să predic de la mine, ci predic ceea ce Domnul mi-a dat în legătură cu dragoste. Am un ciclu de 8 predici cu dragostea, l-am predicat acum 20 de ani, acum 15 ani, acum 16 ani. Acum nu o să predic ciclu de o predic și o să predic o predic acum și las pe frații tineri, ei să continuă să predice. Fratele Adi să predice despre dragoste, fratele Claudiu să predice despre dragoste și alții să predice despre dragoste. Amin? Oh, dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu a minunilor. El poate să facă minune chiar dacă tu nu înțelegi dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să schimbe gândirea ta, poate să te transforme, poate să-ți dea acea dragoste de care ai nevoie și lumea aceasta, oriunde ai merge, are nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu pot să vă spun. Am cutreierat lumea, am fost în America de Sud, am lucrat acolo ca om al lui Dumnezeu. Am fost în China, am lucrat acolo, Asia, ca om al lui Dumnezeu. Am venit în Europa ca om al lui Dumnezeu și atunci când am venit în România, oamenii ziceau că stau vreo un an sau doi, cel mult, și voi pleca înapoi în America. Nu, Dumnezeu m-a chemat aici. M-a chemat aici, această biserică este fondată pe principiul cuvântului lui Dumnezeu, a viziunii lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu care trebuie să... Asta trebuie să fie ADN-ul nostru, dragilor. Dragostea lui Dumnezeu și dragoste unul pentru altul. De aceea, iubiților,
Vrem să învățăm mai mult despre dragoste, pentru că e important să știm mai multe lucruri despre dragoste. Pot să vă spun foarte multe lucruri și în vocabularul limbii române este un singur cuvânt, dragoste, atât. Și acolo poți să înțelegi mai multe feluri de dragoste, dar vedeți, vocabularul și în greacă și în originală sunt patru feluri de dragoste. Filio. O filio înseamnă o dragoste a simțurilor. Mă iubești, te iubesc și eu. Mă urăști, te urăști și eu. Aia e filio, cum simți? Simțurile. Da, dragostea lui Dumnezeu nu este filio. Dragostea lui Dumnezeu este o dragoste profundă, o dragoste adâncă, eros. O altă dragoste, familială. O dragoste față de soț și soție. O dragoste față care... fizică, trupească, ereditară. Filadelfia e o dragoste de frate. Filadelfia e dragostea frățească care ne leagă și vom discuta și vom vedea despre aceasta. Filadelfia, iubiților, suntem chemați să ne iubim unii pe alții. Dar noi iubim mai întâi pe Domnul Dumnezeul nostru, asta este porunca și Domnul Iisus o spune clar fariseilor și saducheilor. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine în mare lucru, ca pe tine însuți. Familia Mihalaș, Domnul să vă binecuvinteze, mă binecuvântați întotdeauna când vă văd că veniți la casa lui Dumnezeu. Oma lui Dumnezeu. Oma lui Dumnezeu care a cutreierat și cutreieră multe părți ale Europei, Ucraina, de acolo de unde a venit, n-a uitat de unde a venit. Vreau să spun și ție, să nu uiți de unde ai venit, să te duci din când în când înapoi, dar cel puțin să te rogi pentru locul de unde Dumnezeu te-a ridicat. Domnul să-L binecuvinteze. Aproape 90 de ani, vă dați seama, 88 de ani, aproape 90 de ani. Harul Domnului îl ține, glorie Domnului. Am făcut o paranteză doar. Vă spun că apreciez oamenii ăștia, iubesc oamenii. Iubesc biserica, agape, dragilor, vă iubesc pe fiecare dintre voi. Cu toate că dinamica mea este puțin profetică. Unii nu înțeleg, dar vreau să vă spun că vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Chiar dacă câteodată îmi spun direct așa punctul de vedere. Dar știu că și voi mă iubiți, nu așa? Numai cine mă iubește să ridice mâna sus. Să nu spuneți că toți, aleluia. Dar știți ce? Asta împliniți porunca Domnului. Pentru că Biblia spune, cuvântul Domnului spune că trebuie să ne iubim unii. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alți și trebuie să ne iubim. Nu auziți un cuvânt care rar îl folosește Biblia? Trebuie. Dar trebuie să învățăm dinamica aceasta, trebuie. Agape. Agape este dragostea lui Dumnezeu. El este dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. El este dragoste. Și pentru cei care nu-L iubesc pe Domnul. Interesant. Ce Dumnezeu avem? Îl iubește și pe unul care îl înjură pe Dumnezeu. Îl iubește și pe unul care nu crede în Dumnezeu. Îl iubește și pe unul care îl reneagă pe Dumnezeu. Dar El iubește. Și nu numai cu vorbele, că aici e marea problema noastră. A fiecăruia. Da, te iubesc, frate, Domnul să te binecuvinteze, ba. Nu, noi cu fapta și cu adevărul. Domnul să ne ajute, amin? Putem, dragilor, putem, vreau să vă spun, vreau să vă încurajez în dimineața aceasta pe fiecare dintre voi că putem să, nu numai să experimentăm, dar putem să creștem în dragoste. Să începem cu toții, creștem în dragoste. Acolo, vă rog frumos, ce am zis? Să creștem în dragoste. N-auziți bine? Alo? Noi trebuie să creștem în dragoste. Da, și o să vă dau exemple practice, clare, cum creștem în dragoste. De ce?
trebuie să creștem în dragoste. Păi cine va veni la oaza dragostei dacă tu nu arăți dragoste? Cine va veni la oaza dragostei dacă atunci când intră cineva aici, intră și nu știe unde, pe unde să o ies? Pe unde să o ia? Dacă tu nu-i arăți dragoste. Dragilor, suntem chemați să ne arătăm, Domnul să vă binecuvinteze, vă văd pentru prima dată, da? Domnul să vă binecuvinteze, așa. Să-i arăți dragoste. Să se simtă bine în oaza dragostei. Atunci când te duci și nu știu dacă ați fost în pustie, nu știu dacă ați fost, cine a fost în pustie, așa. Să vezi că nu mai poți de sete, să usucă gura, nu mai poți de sete, dar găsești un loc de alinare, un loc, o oază binecuvântată, unde poți să bei o apă rece sau chiar Coca-Cola. Pentru unii, unde ești? Auzi, frate, Coca-Cola, mie nu-mi place Coca-Cola, nici nu, am desobișnuit să o mai beau. De ce? Pentru că eu vin din Statele Unite, acolo Coca-Cola, ei spală străzile cu Coca-Cola. Da, da, Coca-Cola, în fine, nu vorbim de Coca-Cola astăzi, dar vreau să trecem mai departe la această dragoste pe care Dumnezeu vrea să o experimentăm. El este creatorul nostru, El este Dumnezeul dragostei, El este Dumnezeul dumnezeilor, El este! Și trebuie să fie pentru tine, iubitul meu frate și soră, iubitul meu ascultător, iubitul meu prieten, trebuie să fie un Dumnezeu care îți arată dragostea și pentru mine și pentru voi. Nu e așa că de multe ori Dumnezeu și-a arătat dragostea. În nenumărate ocazii, în nenumărate situații, ai văzut dragostea lui Dumnezeu care a fost răsfrântă peste tine și te-ai întrebat, oare merit eu această dragoste? Dar dragostea lui Dumnezeu a venit peste tine și te-a ridicat, te-a scos din situații dificile în care te-ai găsit. Este cineva care poate să aibă o mărturie în sensul ăsta, mânuțele sus? Ia uitați, toți avem mărturie. De ce, dragilor? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu ne iubește așa de mult. Dumnezeu este dragoste. El este Tatăl nostru, Dumnezeul dragostei, Tatăl meu. Eu știu că El mă iubește, da, da, frate Daniel, da, și dumneavoastră mai, credeți, mai ziceți cuvinte care n-ar trebui, da, toți greșim și păcătuim în diferite feluri, dar, să zicem gloții, dar, avem un Dumnezeu al dragostei, care ne iubește așa de mult pe fiecare dintre noi. Pune degetul tău așa aici și spune, Dumnezeu mă iubește, vă rog foarte mult, puneți, El mă iubește, El te iubește, dragule, așa cum ești, El te iubește. Și vreau să-ți demonstrez treaba asta, pentru că El este un Dumnezeu care nu rămâne dator niciunul dintre noi. El ne iubește, slăvit să fie numele Domnului. Amin? Aș vrea să citim 1 Ioan 4, versetul 7, 12, în prima instanță, așa. Ia uitați ce spune cuvânt, prea iubicior, îmi place cuvântul ăsta. Prea iubicior, înseamnă că Dumnezeu te iubește și apostolul Ioan, apostolul iubirii, spune prea iubicior, mai mult decât normal, el spune prea iubicilor. Nu auziți ce cuvânt, îți spune ție și mie, prea iubicilor, să nu iubim, să ne iubim unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, un lucru clar, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește, nu auziți bine, oricine iubește este născut din Dumnezeu. Cunoaște pe Dumnezeu. Două lucruri esențiale. Este născut din Dumnezeu, dar cunoaște pe Dumnezeu. Ne vom opri puțin. Mergem mai departe, versetul 8. Cine nu iubește, n-auziți bine, n-a cunoscut pe Dumnezeu. N-a cunoscut pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă nu iubești, nu-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Versetul 9.
Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis pe lumea aceasta pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Prin cine să trăim? Prin singurul său fiu. Trăim prin Iisus Hristos. Versetul 10, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, auziți, asta e foarte important, să realizăm, nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit. Nu știu de câte ori ai zis, El m-a iubit, frate Todor, așa cum sunt. Vali, m-a iubit așa cum sunt și așa cum ești, aleluia! El m-a iubit! Dar nu sunt perfect, nu sunt corect. Am o natură holerică, nu sunt corect. Dar Dumnezeu mă iubește, asta e un principiu extraordinar care trebuie să-l știi. Că Dumnezeu te iubește, El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire. Jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Amin. A, dragilor, dacă m-aș opri aici, ar fi totul bine. Dacă am putea să înțelegem aceste cuvinte mărețe ale cuvântului lui Dumnezeu. Ca să pot să realizezi, să ajungi să înțelegi dragostea lui Dumnezeu, în primul rând, versetul 7, 8 și 9, vom vedea dragostea din tâi care și-a arătat-o Hristos pentru tine și pentru mine. Pe când erai încă păcătos, El s-a îndurat de tine, El. Vă dați seama? Efeseni, capitolul 2, pe când erai tu păcătos? Și aici vreau să înțelegi treaba asta, pentru că, versetul 4 și 5, pe când erai încă în lume păcătos, rău de tot, și atunci, nu vreau să-ți imaginezi, să vezi cât de măreți Dumnezeu avem, dar Dumnezeu care este bogat, să zicem cu toții, bogat în îndurare, bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, dragoste mare, nu o dragoste ieftină, nu o dragoste din când în când, nu o dragoste de sărbători, ci o dragoste mare. Wow! O dragoste mare! Versetul 5. Măcar că eram morți, auziți, morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, ne-a dus la viață nu pentru că noi suntem buni, nu pentru că noi am făcut ceva bun, dar pentru că Hristos, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a făcut ceva bun pentru tine, a plătit un preț pentru tine și pentru mine. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Dar nu poți să înțelegi dragostea lui Dumnezeu dacă nu înțelegi această naștere din nou, care ai acceptat-o și ai fost transformat, ai fost schimbat, ființa ta omenească a fost schimbată, Duhul tău a fost schimbat. Natura ta rămâne să mai lucrezi cu natura ta și de multe ori natura asta, avem două naturi noi, natura pământească care tot, natura, avem de lucru cu ea, dar natura dumnezeiască e în noi. E în tine, dragostea lui Dumnezeu e în tine, dragostea lui Dumnezeu, spune slăvit să fie numele Domnului. În mine este dragostea lui Dumnezeu. Și dovada că e dragostea lui Dumnezeu, Galateni capitolul 5, versetul 22 și 23, acolo cuvântul spune, roada Duhului, El ți-a dat ceva ție și mie, după ce te-a născut din nou, ți-a dat ceva și primul lucru care ți-a dat din cele 9 roadele Duhului este dragostea. Na, aici avem de lucru, dragilor, pentru că dacă nu este dragoste, vă rog să o pui pe ecran, 22, așa, dacă nu avem dragoste, n-avem bucurie,
Dacă nu avem dragoste, nu avem pace, nu avem îndelungă răbdare, nu avem bunătate, nu avem facere de bine, nu avem credincioșie, dacă nu avem... Auziți bine, pot să vorbesc mai încet, da? Dacă nu avem dragoste, nu avem niciuna din roadele Duhului Sfânt. Iubiților, de aceea strădania noastră, dorința inimii mele, dorința inimii tale și eu cred că știi treaba asta. Cred că știți fiecare dintre voi. Trebuie să folosim această dragoste pe care am primit-o și o vă spun câteva exemple. Am multe de spus. Dacă a sta cu mine până de seara la 10, v-ați toți povesti. Dar nu vreau să stau, vreau în scurtul timp care l-avem, vreau ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Pentru că 1 Corinteni, capitolul 13, aici sunt niște lucruri extraordinare. Niște lucruri, nu știu câți dintre voi ați citit și ați meditat la 1 Corinteni, capitolul 13. Este capitolul dragostei. Dar vreau să ne uităm, foarte frumos, pentru că sunt niște lucruri esențiale acolo în capitolul 13, versetul 4 până la 8. Vreau să vă ajut să înțelegeți, dragilor, că nu vorbim de o dragoste așa aiurea, așa formală, așa de duminica. Nu. Aici, uitați ce spune cuvântul, dragostea este îndelung răbdătoare. Dar câți dintre voi mai aveți de lucrat la îndelung răbdător? Dragostea poate să te ajute să fii îndelung răbdător. Pe mine, o să vă spun, așa am învățat lecția eu, așa am învățat și vreau să învățați și de-a mine. Trebuie să aveți ADN-ul meu. Ca și biserică, trebuie să învățați. Și am învățat și eu, chiar dacă a fost dureros mai... Nu a fost așa de simplu. Îndelungă plină de bunătate. Wow! Asta e dragostea? Nu-l iubesc doar pe cel care mă iubește și-l urăsc pe cel care nu-i de acord cu mine și întorc capul când trec pe lângă fratele meu? Nu, dragilor. Bunătate, dragostea nu pismui. Nu vorbesc de... Știți ce înseamnă a pismui pe fratele tău? Păcat, moarte, despărțire de dragostea lui Dumnezeu. Nu se laudă. Eu știu, eu am fost, eu de atâta timp sunt biserică, nu îmi spune mie, frate. Nu se laudă. Nu se umflă de ce? De mândrie. Nu e de la mine, dragilor. Cum pot să vă spun mai blând și mai frumos? Cum pot să vă spun mai blând și mai frumos? Pentru că ăsta este adevărul. Nu se umflă de mândrie, versetul 5. Nu e așa că de multe ori se umflă de mândrie. Unii și alții, vezi cum acționează în mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu auzi aici, pocăiește-te, pentru că de multe ori și tu și eu. Dacă mă porn necuvincios, vine Duhul Sfânt. Știi ce îmi face Duhul Sfânt? Numai când l-auzi, ai dat-o în bara astăzi iară. Uite, ai vorbit așa și nu trebuia să vorbești. Și atam trebuie. Că mă pun pe genunchi și îmi cer iertare de la Duhul Sfânt. Doamne, Duhul Sfânt, ajută-mă, eu sunt. Poate că tu ești perfect și la tine totul merge bine, tot ești bine. Aici spune că dragostea nu caută folosul său. Nu caută folosul meu, ci caută folosul altuia. Nu se gândește, auziți aici, ci de... Poftim? Nu se mâine, wow. Împreună cu mine, câți am fost așa supărați și mânioși unii pe alții, așa, mânuțile sus, dovadă că avem nevoie, iubiților, manifestarea dragostei lui Dumnezeu să fie peste noi. Nu se mânie! Dar motive, frate! Nu știu ce motive ai, dragule. Domnul să te binecuvinteze, nu știu ce motive ai. Dar nu te mânia. Mânia este de la
diavolul nu este de la Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei. Nu se gândește la rău. Nu se gândește la rău. Dar câți dintre voi așa, când nu ți-a plăcut pe plac fratele sau sora sau altcineva, sau chiar fratele Daniel, te-ai gândit, oh, dar de ce vorbești așa? Mânuțe Iisus. Așa, că sunteți mai mulți, numai că nu. Așa. Dragilor, vreau să vă spun că, iubiților, vreau să vă spun că trebuie să învățăm, versetul 6 pune, hai că trecem mai repede aici, dar trebuie să luăm aminte. Nu se bucură de nelegiuire, nu se bucură când aude necazuri. Când aude că cineva a căzut în păcat, când aude că omul nu mai merge la biserică, nu se bucură, nu se bucură că de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Cât avem de învățat, dragilor! Cât avem de învățat! Versetul 7, acoperă totul? Păi cum, dacă știu că sora Dana a greșit sau altă, trebuie să-i acoper? Da, asta face dragostea. Asta face dragostea. Soțul ei o acoperă când e soția mea, o acoperă, așa e că o acoperă. Mm-hmm. Noi, ca și oameni ai dragostei, iubicilor, noi trebuie să acoperim pe frații noștri, nu uite ce a făcut, nu, trebuie să-i acoperim. Iubită biserică, iubită biserica dragostei, învățăm lecția asta, când mai învățăm lecțiile astea? Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. De ce nu va pieri? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei. El le are în rânduială pe toate. Am încredere în Dumnezeul meu, n-am frică pentru ziua de mâine, am încredere în Dumnezeul meu. Am încredere în cine? Mă încred în El, am încredere în El. Întrebarea este și la tine, pune-ți-o și tu. Ai tu încredere în Dumnezeu? Frate, dacă mă dau afară din serviciu, ai încredere în Dumnezeu? Dacă bărbatul nu mai vine, ai încredere în Dumnezeu? Dacă copiii nu mă ascultă, ai încredere în Dumnezeu? Ci avem încredere în Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Amin? Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4 și 5, aici vedem o biserică care și-a pierdut dragostea din tâi. Și mă rog, Doamne, noi nu suntem biserica aceea, noi avem dragoste din tâi, noi avem dragostea. Ți-aduce aminte, hai să vedem, câți dintre voi aduce aminte câtă dragoste aveai la început după ce l-ai primit pe Domnul? Cât de exaltat erai, cât de bucuros erai, cât de plin de energie, cât de plin de Dumnezeu erai. Ți-aduce aminte? Întrebarea este, și acum îți spun eu răspunsul, mai ești așa? Mm-hmm. Daniele, mai ești așa? Trebuie să lucrez la asta, că pot să fiu așa. Poți să am acea dragoste și Domnul îi spune bisericii. Îi spune bisericii, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Și versetul 5, adu-ți aminte. Biserica Agape, dragii mei, iubiții mei, scumpii mei, mi-aduc aminte când am venit prima dată și când am început această biserică. Mi-aduc aminte în 90 când am început această biserică. Ce dragoste era, ne-am adunat la lira. Cei care au fost cu mine la început să ridice mâna, câți mai sunteți aici acum? Așa, puțin mai sunt. Dar, dragilor, veneam la lira dimineața, închiriam sala aceea, revedeam acolo și ca furnicuțele erau, slujeau frații și surorile, nu trebuia să îi împing de la spate. Era o dragoste profundă pentru Dumnezeu. Când mai vorbesc de laudă și închinare, Claudius,
Că nu trebuia să încurajezi și genul, nu ia, tu ai fost de început, nu ai fost, ai fost. Nu trebuia să încurajezi pe frații, haideți să lăudăm pe Domnul. Era așa o atmosferă dumnezeiască, așa o atmosferă binecuvântată, frații îl binecuvântau pe Domnul din toată inima și atunci curgea. Râuri de apă vie, curgea cuvântul lui Dumnezeu, curgea ungerea și oamenii erau vindecați, oamenii erau transformați, oamenii erau schimbați. Ha. Întoarce-te și aici este. Întoarce-te, adu-ți aminte, dar de unde ai căzut? Pocăiește-te, adică schimbă-ți gândirea. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfetnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ar putea să merg mai mult, mai profund aici, dar nu vreau. Pentru că aici putem să înțelegem mai multe aspecte, dar încurajarea mea este către tine în această dimineață. Iubitul meu, frate și soră, lasă acea dragoste din tâi. Lasă acea dragoste din tâi. Al doilea lucru, dragostea trebuie să crească, spuneam la început și vreau să vă spun că dragostea noastră, Filipeni 1, versetul 8 până la 11, dragostea noastră ca și oamenii lui Dumnezeu, ca să ajungem la dragostea lui Dumnezeu, dragostea trebuie să crească, altfel vorbim la general, altfel ne plafonăm, altfel zicem că știm tot și habar n-avem. Dragilor, vreau să vă spun că dragostea, noi trebuie să creștem și putem, tu și eu putem să creștem în dragoste. Tu și eu putem să creștem în dragoste, de aceea vreau să te încurajez în această dimineață. Vreau să te încurajez, Filipeni, capitolul 1, versetul 8 până la 11. Căci martorul meu este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos Iisus. Au zis Pavel, omul lui Dumnezeu ce spune. Vă iubesc. Omul lui Dumnezeu și eu, fraților, vă iubesc și de multe ori, de când a început biserica aceasta, mă rog, și de multe ori am plâns și am plâns în casa mea, soția mea, fiica mea, știu treburile astea. Am plâns pentru biserică și mai continuu să plâng. A zis, Doamne, până când? Dragostea. Căci martorul meu este Dumnezeu. Că vă iubesc și aici în cuvântul vă iubesc, mă sacrific pentru voi, plătesc un preț. Frate Daniel, dar chiar așa? Asta e datoria ta ca păstor? Nu e datoria doar să supraveghezi? Nu, nu, nu. Pavel zice bisericii din Filipii. Vă iubesc nespuți pe toți. El este martor că mă rog pentru voi, El este martor că vă aduc înaintea tronului de har al lui Dumnezeu, versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească, să zicem toții, dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere. Două lucruri fundamentale aici, cunoștință. Dacă nu cunoști dragostea lui Dumnezeu, nu știi cum să o folosești. N-auziți bine? N-ai cum să știi. Dacă nu o cunoști, dacă n-ai revelația dragostei lui Dumnezeu, nu știi, nu mai vorbești așa la general. Nu, dragilor. Aici avem nevoie de priceperea lui Dumnezeu, de o călăuzire a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ca să putem să înțelegem, să avem cunoștință de dragostea lui Dumnezeu. Biserica Agape s-a predicat aici de atâtea ori. Despre cunoștință și Duhul Domnului ți-a descoperit multe lucruri. Mă rog ca Domnul să ne dea fiecare dintre noi pricepere. Pricepere ca să înțelegem că noi putem să creștem în dragoste. Asta mă rog, Doamne, mă rog și să cresc în dragoste, să cresc în dragoste, să cresc în dragoste. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 18. Cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește, să zicem cu toții, zidește. Dragii mei, e bine să învățăm, e bine să cunoaștem, dar iubiților vreau să vă spun un lucru esențial și fundamental. Fundamental! Atunci când folosești dragoste,
Atunci intervine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și zidește. Tare mult mă bucur când vine un om terminat, vine un om descurajat, vine un om și în dragoste pot să-l zidesc. În dragoste pot să-l zidesc. Ați mai unii din voi ați auzit experiența asta, vă multe experiențe, dar asta îmi vine acum să o spun. Mă rugam la 5 dimineața, mă rugam. Și Duhul Domnului îmi spune să creștem în dragoste. Auzi, asta e subiectul. Să creștem în dragoste. Să vă arăt cum am crescut eu în dragoste. Că omenește n-am vrut să fac. Dar dimineața la 5 mă rog. Și Duhul Domnului îmi spune, Daniele, du-te la spitalul județean. La camera 858. Și Doamne, ce să caut eu acolo? Du-te acolo. Și mă duc. Dimineața la 7, gata. Am plecat acolo. Două paturi. Erau cu transfuzii tot aici. Acum zic, Doamne, la ușă, zic, unde, care e? La cine mă duc? Păi spune, la cel din dreapta. La cel din dreapta. Bun, mă duc la cel din... Erau în perfuzii, erau... Da, oameni, știți cum sunt la spital. Nu mai trebuie să complexez, că știți voi destul de bine. Așa. Și... mă duc la el și încep să mă rog pentru el. Și odată deschide ochii. Și când deschide ochii, se sperie de mine, dar și eu mă speriu de el. Era pastorul care mă critica de la amvon, de atâta timp mă tot critica. Cât de rău sunt eu, cât de ce fac eu, că prorocesc de la mine, că, în fine, multe lucruri. N-am vă dat seama acum să mă rog pentru omul ăsta, mi-a perit graiul. Dar Duhul lui Dumnezeu mă ajută, aici este, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a transformat și am crescut în dragoste și am început să mă rog și am avut cuvânt profetic, da, chiar dacă... La două noapte te-au adus, eu habar n-aveam, având cuvântul la Domnul, la două noapte te-au adus aici pentru că ai probleme cu inima, și ai probleme cu inima, și ai probleme cu inima. Și eu tot îi spun de inimă și îi spun și el de ochii și mai mari, și mai mari. Dar spune, dar cine ți-a spus ție? Dar eu zic, cine mi-a spus, vrei să știi? Eu zic, Duhul Sfânt mi-a zis. Zice, Duhul Sfânt? Zic, da, Duhul Sfânt? Duhul Sfânt a zis să vin la tine în cameră aici să mă rog pentru... Duhul Sfânt? A știut el? Nu ți-a spus nimeni? Nu mi s-a dat telefon nimeni? Nu! Mi-a dat telefon Duhul Sfânt. Și am început să mă rog pentru el și, dragilor, vreau să vă spun, omul ăsta s-a încurajat. Dar în mine, auzi bine experiența mea și folosește și tu ocazia, în mine am văzut că a crescut dragostea lui Dumnezeu. Când m-a blocat, când m-a deschis ochii, m-am gândit... în mine, în mintea mea naturală, ai ajuns aici, nu, m-ai criticat, m-ai făcut, dar Duhul meu zice, Daniele, dragostea zidește. N-auzi, iubitule, că eu sunt om și eu ca voi. Am trecut pe aici, acum, și am spus Duhului Dumnezeu, spune că astăzi, după 12 vei pleca acasă. El zice, nu, că doctorul a zis că stau aici două săptămâni. Zic, doctorul poate să zică ce vrea. Duhul lui Dumnezeu spune că vei pleca. Și a plecat. Oricine a încercat să mă mai critice, omul a zis, nu vă atingi de omul lui Dumnezeu. Dragostea în mine a crescut. Nu pentru că eu sunt mai deosebit. Dar știți de ce? Dragostea, de ce? Dar știți de ce crește dragostea? Cine vrea să știe de ce crește dragostea? Da, pentru atâtea mâini nu spun. Așa. Cine vrea să... Bun. Vă spun acum. Dragostea crește în urma, auziți, ascultării de Duhul lui Dumnezeu. Mă auzi bine? În urma ascultării de Duhul lui Dumnezeu, dragostea ta crește. Wow, ce repede ce trece timpul ăsta, Doamne, Doamne. Avem de învățat.
Vrei ca dragostea ta să crească? Doamne, mă rog, mâna sus, cine vrea ca dragostea să-i crească? Cine zice că eu vreau mai mult din dragostea lui Dumnezeu? Doamne, mă rog pentru aceste mâini, Doamne, mă rog pentru frații mei, mă rog pentru biserica ta, mă rog ca dragostea ta, Doamne, să crească noi, în fiecare dintre noi. Doamne, nu ne mulțumim, Doamne, cu o dragoste, Doamne, formală. Nu vrem să ne mulțumim, dar vrem dragostea lui ta de Dumnezeu, Doamne, să ne călăuzească, să fie noi, să ne călăuzească. Amin. Dragoste frățească. Wow! Întâi Tesalonicen, în capitolul 4, versetul 9 și 10. Acolo Pavel ne asigură, asigură biserica din Tesalonic și ne asigură și pe noi să avem o dragoste frățească. Cât despre dragostea frățească, zice Pavel, auziți ce frumos vorbește, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem. N-auzi, mă, stai puțin, dar cum de n-am nevoie? Pentru că oamenii care l-au primit pe Domnul au lăsat această dragoste. Facem, frate Mirahaș, această dragoste. Această dragoste profundă a lui Dumnezeu. De multe ori ai dragoste pentru oamenii de unde Domnul te trimite și de aia te duci. Dragostea frăcească. Nu trebuie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Întrebarea se pune, te-a învățat Dumnezeu să iubești cu adevărat pe fratele și pe sora? Da, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, da, și pe aproape tău ca pe tine însuți, da, da, dar pe fratele? Întrebarea, te-a învățat Duhul lui Dumnezeu să-L iubești pe fratele? Iubitul meu, trebuie să învățăm. Mai departe, versetul 10. Și iubiți-vă, spune, în adevăr. Pe toți frații care sunt în toată Macedonia și în Timișoara și în România și în Biserica Agape. Dar vă îndemn, fraților, să sporiți. Nu, aici e cuvântul. Să sporiți. Să zice cu toții. Să sporiți. Să sporiți. Să sporiți tot mai mult în ea. Nu, acum sporești tot mai mult în ea. Îmi place lucru practic. Teoria ca teoria, dar practica. Asta e. Cum sporesc în dragostea lui Dumnezeu? Și atâta mă, de multe ori, învăț, de multe ori e dureros, dar învăț să sporesc în dragoste chiar când trebuie să-L iubesc pe dușmanul meu. E foarte ușor să-L iubesc pe fratele meu, foarte ușor să-L iubesc pe semenul meu, dar când e vorba să-L iubesc pe dușmanul meu, asta e mai greu. Dar nu este imposibil, auziți bine. A, de multe experiențe, vă spun una, poate ați auzit-o, eram în Polonia, mergeam spre Varșovia și predicam, eram planificat să predic spre Varșovia și mă duc pe șoseaua acolo și dintr-o dată mă rugam în alte limbi, că îmi place să mă rog, mă așteaptă și trebuie să predic acum. Ce voi face? Trebuie să fiu umplut de Duhul Sfânt. Nu pot să predic doar vorbele mele, ci să fiu umplut de Duhul Sfânt. Ce spui, frate? Nu știu. Dar Duhul meu se roagă. Și într-o dată văd o mașină de România cu numărul de Timișoara, o Dacie, pe partea dreaptă și Duhul lui Dumnezeu spune, oprește! La Doamne, mă grăbesc, nu știu dacă ajung la timp, oprește! Am oprit. Dau înapoi, mă duc la omul, mă duc și mă opresc și mă duc la omul care conducea. Și când îl văd, era un securist care tare mult mă urmărea pe mine și tare mult mă batjocorea. Ta, un om, un dușman, na, cum mai face tu să vezi un om din astea? M-am gândit, acum sunt în țară străină, acum sunt în țară, în Polonia, acum eu am făcut box când îi dau una acum în numele Domnului. Da, Duhul Domnului zice, pardon, dar asta este la prima reacție, nu mi-a fost tot una. Vreau să vă spun că-s cinstit, nu sunt ipocrit. Nu. Nu mi-a fost tot una, să-l văd. Horia, domnul Horia, cu soția lui era. Domnul Horia,
ce ocazie aici? Păi domnul Matei, păi am venit în concediu și uite, am fost la camp acolo și acolo m-au furat, mi-au luat toți banii, uite, am rămas fără benzină, uite, suntem aici, de 2-3 zile n-am dormit, stăm în mașină, nu știm ce să facem. Și Duhul Sfânt spune, ai auzit? N-au benzină. Bine, Doamne, dușmanul meu, omul meu care mă... Nu spun ce făcea. Mă duc până la stația de benzină, umplu o canistă de benzină și vin cu ea la mașină, pune mașină, că dai drumul, mergem înainte. Merge până la stația de benzină, spun, vreau să vă umplu rezervorul cu benzină. Se uită la mine, ăsta mă vorbește, că știți cum e la noi. Oare vorbește bine domnul ăsta care l-am făcut de ocară? Și în fine, ajung la benzină, îi pun benzina, umplu rezervorul și Duhul Domnului, m-am fost mulțumit, am zis, gata, acum plec la Varșovia, că trebuie să predic. Duhul Domnului spune, Daniele, ai auzit bine? Auzi și tu, dragul meu, când e foame la dușmanul tău sau când e sete, auzi bine ce trebuie să faci. Că n-o mâncat și că n-o dormit. Dar ce am eu cu n-o mâncat? Păi da, ce am eu cu n-o mâncat și că n-o dormit? Și Duhul Domnului zice, n-o mâncat, n-ai auzit bine că n-o mâncat. Uită-te și mă uit în restaurant acolo. Na, asta iară e bună, să mă duc să-i dau de mâncare la ăsta. Dar, vezi, și aici este, iubiții mei, dragostea trebuie să crească în noi. Vreau să vă învăț, spunându-vă asta, vreau să vă învăț că noi trebuie să creștem în dragoste, chiar dacă te nedreptățește cineva, chiar dacă te vorbește de rău, chiar dacă îți face lucruri rele, dragostea ta față de el trebuie să crească. Nu știu cum, nu știu, dar trebuie să experimentezi supranaturalul. Eu am experimentat în supranaturalul. Dumnezeu ne-a mai dat putere și am zis, hai să mergem. Domnul Horea, am auzit că vă e foame, n-ați mâncat de 3 zile. Da. În fine, am dus acolo, am comandat mâncare și o aud pe soția lui. Spunând la Horea, eu m-a făcut că n-aud, știți? Știu și să n-aud. Așa. Ți-am spus eu să nu-i bați pe pocăiți ăștia. Că ăștia au un Dumnezeu atotputernic. Să știi că dacă cineva își bate joc de tine, cineva te ponegrește, tu ai un Dumnezeu al dragostei. I-am dat mâncare și vreau să vă spun că o experiență. După aia m-am bucurat de ea, că la început, știți cum e, nu-ți dai seama, m-am bucurat când i-am văzut cum mănâncă, cum înghițeau în sec, așa, mai ales domnul Horea, că doamna mânca bine, așa. Dar domnul Horea, tot uita cu coada ochiului la mine și, în fine, am mâncat tot, am crezut, na, cu asta-s gata. Dar Duhul Domnului zice, nu, ești gata. N-ai auzit bine. De aceea, fraților, când lași dragostea lui Dumnezeu să te călăuzească, trebuie să auzi bine. Să auzi bine de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aia, de multe ori, noi nu... legat de frații noștri, de surorile noastre, oh, păi asta mi-a făcut, oh, nu mai vreau să stau de vorbă cu el, oh, asta mi-a făcut, oh, găsesc motive. Dar Matei 18 spune clar, prima treaptă, ce trebuie să faci, să te duci, dar să te duci cu gând de a-l câștiga pe fratele tău, nu de a-l condamna. Acolo în Cornelescu spune altfel și nu... Noi mergem cu gând de a-L câștiga pe fratele nostru și Domnul să ne dea putere, să ne ajute să-L câștigăm. No, bun, am zis, Doamne, na, acum ce să fac? N-ai auzit că n-o dormit 3 zile? Aici e hotelul, ce, cum adică, lasă? Și așa am făcut. I-am comandat o cameră, după aia am fost tare bucuros că plec, mai aveam câteva mărci în buzunar. Da, zice, n-ai auzit că are 2 copii și că nu mai are niciun ban. Toate astea trebuie să le auzi. Un om al lui Dumnezeu, un om neprihănit,
Un om care are dragostea lui Dumnezeu, el aude și lucrurile astea, pentru că Dumnezeu vrea să-l folosească și pe tine și pe mine, poate vecinul tău, poate prietenul tău, poate cunoscutul tău. Cum acționează pocăitul ăsta? I-am făcut atâta nedreptate, îmi spune o soră, frate, în fiecare dimineață găsesc gunoi în fața ușii mele, în fiecare vecina, tot gunoiul pune în fața. Ce fac, frate? Rabdă. Dar, frate, am ajuns la îndelungă răbdare. Treci de ea. Frate, dar Dumnezeu a lucrat și a venit vecina și a cerut iertare. Foarte bine. Asta e dragoste, așa creștem în dragoste. Dar când este vorba de frații mei, spune că îngăduiți-vă, Efeseni capitolul 4, versetul 1 până la 3, trebuie să ne îngăduim unii pe alții în dragoste. Wow! Vreau să vă spun că după ce am dat banii, am plecat și ajung și trec pe lângă stația asta de benzină. Mulți zic, mă, asta e supranatural, exact supranatural. Trec pe lângă stația de benzină și mă uit, un neamț, Hans îl chema, un neamț care îl cunoșteam din Germania. Ce caut ăsta aici? Și dau roată și mă duc la benzină. Daniele, ce faci aici? Dar zic, ce faci tu? Dar el zice, uite, azi noapte m-am rugat. Era la ora 2 și m-am rugat. Și rugându-mă, Duhul Dumnezeu mi-a zis, du-te spre Polonia și ia cu tine bănuți. Du-te acolo și îți voi spune ce să faci. De-aia am venit. Eu am zis, măi, Hans, bine ai făcut că ai venit. Uite ce am făcut. Uite că nu mai am bani să mă duc mai departe, uite, trebuie să ajung la Varșovia, uite ce am pățit, i-am spus de securiști, i-am spus, oh, tu ești omul, tu ești omul. Întinde mâna, 2000 de mărci. Dragilor, Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Mă gândeam eu, când am venit de acolo spre, acum, Doamne, dar tu mi-ai vorbit, nu știu cum vei face, dar, Doamne, eu trebuie să ajung acolo, mă așteaptă frații. Doamne, nu știu, benzină, motorină n-am, dar, Doamne, trebuie să umplu rezervorul. Și uite că l-am umplut rezervorul, stăvise și numai că l-am umplut, dar am avut din belșug. Îngăduiți-vă, îngăduiți-vă, îngăduiți-vă unii pe alții. Mai mult decât atât, 1 Petru 4 cu 8, să aveți o dragoste fierbinte, aici este trecut deja peste puterile mele de a înțelege, fierbinte unii pentru alții. Nu-ți vă aduceți aminte când erați în timpul comuniștilor, că abia așteptam să ne întâlnim unii pe alții. Nu știam ce ne apucă ziua de mâine, nu știam ce se întâmplă și abia așteptam să ne vedem. Era o dragoste fierbinte care l-am pentru fratele meu. Pentru fratele meu, Ghinga. O dragoste fierbinte, frate Ghinga. O dragoste fierbinte care am pentru tine și pentru voi, pentru toți. O dragoste dumnezeiască. O dragoste fierbinte. Asta teorie, frate, teorie, nu. Ca să ajungi la dragostea lui Dumnezeu, trebuie să ajungi la o dragoste fierbinte față de El. Dumnezeu ne cunoaște, știe, ne cunoaște. Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Și Domnul să ne ajute să avem o dragoste fierbinte. Multe am de să vă spun, dar cu altă ocazie, dragilor, cu altă ocazie ne oprim aici. Uite că mai am aici, vorbim despre, ca să ajungi la dragoste, dragostea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi unitatea în dragoste. Dar dacă nu înțelegi unitatea în dragoste, lucrezi de unul singur. Și nu merge de unul singur. Noi trebuie să lucrăm împreună la unitatea dragostei. Psalmul 133, unitatea dragostei, dragilor, biserica dragostei, biserica Agape. Avem încă mult de învățat despre dragostea lui Dumnezeu, unitatea dragostei. Vedeți, Domnul Iisus se roagă pentru biserică, pentru noi. Și vreau cu aceasta să sfârșesc. Ioan capitolul 17, versetul 21-23. Vreau să sfârșesc cu aceasta. Vreau să știi
că povara nu o duci în primul rând tu, ci Domnul Iisus acolo de la mijlocește la Tatăl pentru tine și pentru mine. Și uitați ce spune, mă rog, ca tot să fie una, auziți bine, iubiților, ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi. Aici avem multe de explicat, multe, mai profunde. Dar vreau să vă duceți acasă cu asta, cu gândirea asta. Că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mijlocește pentru tine. Vrea să ajungi la unitatea frățească. Vrea să ajungi la unitate ca biserică. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și de ce nu crede lumea? Eu trebuie să am dragoste pentru toți, indiferent chiar pentru dușmanii mei. Cum mă va crede lumea? Dom'le, dar a ieșit, Doamne, din contextul tău, cum adică? Cum? Eu trebuie să iubesc. Domnul Iisus se roagă pentru mine. Vreau să realizez lucrul ăsta, dragule. Vreau să, mergând de acasă, să-ți dai seama că Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău, Domnul tău, El se roagă pentru tine. Versetul 22, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Aici putem vorbi mult. Vă dați seama ce armonie este între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt? Nu știu dacă poți să înțelegi armonia asta care este în Tatăl. Fiul nu face nimic de capul lui. Duhul Sfânt de asemenea nu face până nu primește de la, Domnul. Nu primește, du-te acolo, fă aia, acționează. Tu ce faci de unul singur și eu? Pe Axenescu mă gândesc eu. Bun, ai minte bună, bun, dar nu ți-ai dat seama că de multe ori ai dat în bară? Eu mi-am dat seama de multe ori. Și-am ales să mă încred în rugăciunea Domnului meu. M-am ales Cristi să mă încred că El mijlocește pentru mine și El mă ajută. Chiar ai ales? Exact. Se vede? Da? Se va vedea și la tine. Pentru că oamenii vor crede ce spui tu. Domne, spunea unul, un profesor, domnule, ai spus lucruri mărețe, domnule, fenomenale, dar, domnule, dacă nu îmi spuneai și nu vedeam pasiunea ta și nu vedeam credința ta, nu credeam. Da, crezi în Fiul lui Dumnezeu că El poate să schimbe viața ta? Crezi că El poate să-ți dea dragostea Lui? Crezi că poate să te aducă la unitate? Chiar dacă suntem diferiți, o unitate deosebită. O, Doamne, ne dorim, Biserica Agape, o dragoste profundă, o dragoste diferită. Și versetul, ultimul verset, versetul 23. Da, aici e ceva profund care aș vrea să meditați, dacă puteți și la casa dumneavoastră. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit. În chip desăvârșit, una. Vă dați seama ce cuvânt profund, ce cuvânt mare, în chip desăvârșit să fie una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ce măreț e cuvântul lui Dumnezeu! Ce măreț Dumnezeu avem! Ce măreț Mântuitor și Domn avem! Slăvit să fie numele Lui! Este un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu plin de îndurare, un Dumnezeu care este bogat în bunătate și îndurare. Aleluia! De ce venim aici? De aceea, vedeți și aici, Claudiu a spus ceva, dar nu, vă dați seama că mi-am dat seama și îmi dau seama de multe ori că mulți veniți aici și nu vă dați seama cui slujiți, nu vă dați seama unde sunteți, nu vă dați seama ce faceți. Unii veniți și pe niciunde sunt. Când ne închinăm, în loc să dați cinste, să-L onorați, dă cinste lui Iisus, că El mijlocește pentru tine. Dă cinste lui Iisus, că El merită slava. El îți dă slava și glorie.
frate Daniel, dar prea departe mergi cu slava și gloria. Da, n-am timp să vorbesc despre asta. Ai slava și gloria lui Iisus. Ai fost îmbrăcat în slava și în gloria Lui. Da, ai fost. Dar ești inconștient, de multe ori suntem inconștienți. Și până n-am început să înțeleg, n-am avut revelația slavei și gloriei Lui, n-am înțeles, Costele. O să predica predici frumoase, tot, dar înțelegeam dragostea Lui, înțelegeam slava și gloria, înțelegeam că vin, de-abia aștept să vin în prezența Lui Iisus, de-abia aștept. Doamne, sunt al Tău, sunt copilul Tău, Doamne, binecuvintează, eu te îl binecuvintez pe Domnul. Nu că îmi place muzica, frate Daniel, îmi place muzica și eu ridic mâna și îmi place. Greșit. Când vii aici, îl binecuvintez pe Domnul. Ce mare El e, ce mare este, ce minunat este ca El să-și reverse slava și gloria peste tine. Știi de ce nu o revarsă de multe ori? Pentru că trece pe lângă noi, Estera. În loc să ne îmbrace cu slava, să fim îmbrăcați cu slava și gloria Lui. Viu aici și încep să șoșotesc Gabi cu unul și cu altul, sau încep să șoșotesc Nico cu unii și cu alții, în loc să fiu conștient de slava și gloria Lui Dumnezeu, care vrea să mi-o dea. Îl iubim pe Domnul atunci când trebuie să-L slăvim, să-L onorăm. Îl cinstim pe El, îl onorăm pe El, îl binecuvântăm pe El. Biserica Agape, ca să înțelegi dragostea Lui Dumnezeu. Nu poți dacă nu-L cinstești pe Domnul. Dar vreau să știi că El se roagă pentru tine. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tău, El se roagă pentru tine. El mijlocește pentru tine. Vreau să ne ridicăm. Doamne, îți mulțumim că ne-ai vorbit. Tu ești un Dumnezeu al dragostei. Tu ești bogat în dragoste. De aceea te rog să o revergi, Doamne, să o revergi peste noi, peste fiecare. Avem nevoie să înțelegem dragostea Ta. Avem nevoie să înțelegem iubirea Ta. Ne dai o poruncă nouă să ne iubim unii pe alții, așa cum ne-ai iubit Tu. Așa să ne iubim și noi unii pe alții. De aceea te rog să ne îmbraci în dragostea Ta. Doamne, nu ne lăsa, Doamne, să... Ne cinstim dragostea Ta și ajută-ne atunci când venim în prezența Ta să te cinstim pe tine. Și Duhul Sfânt, ridică mâna, cinstește-L pe Domnul. Cinstește pe Domnul, binecuvântează numele Domnului. Ridică mâna și spune-i Domnului, spune-i că-L iubești. Spune-i Domnului să te ierți dacă de multe ori n-ai ridicat mână când ai venit în prezența Domnului. Spune-i Domnului, spune-i, Doamne, sunt în prezența Ta. Doamne, sunt aici. Doamne, Tu m-ai adus aici. Sunt parte din biserica aceasta, biserica dragostei. Doamne, umple-mă, Doamne, umple-mă, Doamne, de dragostea Ta. Umple-mă de dragostea Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru mâinile ridicate. Fiecare a ridicat mâinile. Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ne faci conștient mai profund și mai profund de dragostea Ta care o ai față de noi. Te onorăm, te slăvim, te binecuvântăm pe Tine. Și Biserica Domnului spune, slăvit să fie numele Domnului. Unde ești? Unde ești? Hai să vedem. Ruben, haideți să vedem. Să cântăm o cântare acum, dar o cântare bună. Despre dragostea lui Dumnezeu. Să cântăm, chiar dacă puțin a trecut timpul, nu vă predic prea des eu aici, așa, dar, dragilor, haideți să sfârșim programul cu o cântare, cu o laudă la adresa lui Dumnezeu. Ca Domnul să-ți reverse dragostea Lui din plin peste noi. Fie binecuvântat numele Domnului. Vă binecuvintez în numele Domnului. Și mă rog pentru voi, iubiților. Eu și familia mea, eu, soția mea, ne rugăm pentru voi. Binecuvântăm numele Domnului pentru această biserică. Amen. Pentru tot ceea ce face Domnul în această biserică. Hai să vedem, Ruben, ai găsit cântarea bună? Așa, haide, bun. Haide să lăudăm pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să-ți reverse
harul și pacea Lui peste voi și acolo unde Dumnezeu v-a pus să fiți o pildă de urmat. Dumnezeu să vă sfințească, să vă binecuvinteze pe toți. Pune-te, rog, Andrei, Ioan 14:21. O să cântăm un verset care spune că cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și sună cam așa. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cine are porunci? Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Doar voi, cine are? Cine are? Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Ok, vreau să mai facem un lucru în încheiere. Vreau să ne rugăm. Vreau să ne rugăm pentru cei ce trec prin suferință. Asta este o expresie a dragostei noastre. Faptul că ne rugăm pentru frați și surori. Știu că bunica lui Ale și Iulii, Tomuța, trece prin încercare, a avut un atac cerebral și fratele Viorela Elinca este acum în Moldova, acolo. Știu că fratele Dan Moza are o problemă la picior și sunt convins că mai sunt alți frați și surori care trec prin suferință. Vreau să ne ridicăm spre cer, să cerem Domnului ca Dumnezeu să se atingă de cei care trec prin suferință. Indiferent că este vorba de suferință în trup, indiferent că sunt încercări, vreau să cerem intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Asta este o dovadă a dragostei, faptul că stăm și sprijinim pe frați și surori atunci când trec prin încercări. Aba, mulțumim că ochii tăi sunt ațintiți asupra bisericii tale. Tu ai spus acest lucru, că tu veghezi. Tu veghezi asupra poporului tău. De aceea, Doamne, vrem să ne rugăm. Vrem să ne rugăm pentru cei ce trec prin încercări azi. Pentru cei ce trec prin încercări, pentru cei ce sunt în suferință. Doamne, în numele lui Iisus, în numele Fiului Tău care poartă vindecare, care poartă restaurare, care poartă binecuvântare, Doamne, îți cerem ca Tu să Te atingi de toți cei ce sunt în încercare. Doamne, mă rog să Te atingi de cei ce sunt bolnavi în trup. În numele lui Iisus, atinge-Te de trupurile lor și dă-le vindecare, Doamne. Doamne, ne rugăm, dă vindecare celor care au nevoie de vindecare, în numele lui Iisus. Doamne, vreau să mă rog pentru cei ce trec prin încercări, cei ce sunt, Doamne, împresurați, Doamne, de circumstanțe nefavorabile. Doamne, mă rog ca în numele lui Iisus Hristos, Tu să intervii în mod supranatural cu binecuvântare, cu favor, Doamne. Dumnezeul meu, Doamne, mă rog să ne umpli de bucurie, Doamne. Tu ai spus să ne bucurăm chiar și atunci când trecem prin încercări, știind că Tu ești la cârma istoriei, că Tu ești stăpân, că Tu stai pe tron, Doamne, și că Tu lucrezi. Mulțumesc că Tu lucrezi pentru binecuvântarea noastră. Mulțumim că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce Te iubesc pe Tine. Doamne, mulțumim pentru promisiunile Tale. Vrem să îmbrățișăm promisiunile Tale. Vrem să trăim în acord cu promisiunile Tale. De aceea, mă rog să ne întărești. Mă rog să ne întărești în trup. Mă rog să ne întărești în suflet. Mă rog să ne întărești în duh. Prin Duhul Sfânt, Doamne. Și mă rog să binecuvintezi biserica Ta. Doamne, ajută-ne să fim o binecuvântare pentru alții.
Doamne, mă rog să ne îmbraci în dragoste, să ne umpli de dragoste și în toate lucrurile, Doamne, în toate lucrurile să sporim în dragoste față de Tine și în dragoste unii față de alții, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul și ne vedem săptămâna viitoare.